Și atunci, în cele din urmă, cartea care a avut cel mai mult succes, care într-adevăr este un bestseller, mă spun, pentru dimensiunile României de azi, este scurta istorie a românilor povestită celor tineri. Și ea a apărut pe urmă la inițiativa dată la tinerii Anca Dumitru, care pe vremea aia dirija serviciul vostru de audiobook. Am despărțit-o în vreo 12 episoade și apare, deci, acum se poate asculta când ești la mașină și asculți un episod din istoria română povestită de noi. Dar să știți că nici această carte nu am scris-o din inițiativă personală. Nu îndrăzneam oarecum, nu sunt un specialist, mă rog, prin pregătirea mea a istoriei românilor, așa că inițiativa a venit de la Irina Nicolau, care era brațul drept, ca să spunem așa, al lui Bernea la Muzeul Țăranului și care mă cunoscuse la Paris și când am venit la București, a venit într-o zi la mine, domnul Întrupara, să știți, cărțile astea de istorie, chiar refăcute acum, după căderea lui Ceaușescu, sunt tot scrise cu limbă de lemn, au schimbat numai pe Ceaușescu, l-au scos, dar restul cărții tot așa de sarbăci, de neinteresant pentru copii. Faceți-ne niște casete cu istoria română. Aoleu, dragă, dar cum? Asta cum o să fac eu așa ceva? Mă rog, m-am forțat și s-a făcut o serie de casete, care au avut foarte mult succes, dar erau foarte scumpe pentru buzunarul de atunci, în 1991. Dar când s-au auzit aceste casete, a venit și la televiziune. Ha, domnul Giura, trebuie să facem la televiziune. E bine, dar trebuie să refacem pe televiziunea. Și atunci iarăși a ieșit o serie unde eram plimbat de fiecare dată în fața unui monument, mai întâi la picioarele Corunei Traiana din Muzeul istorie, pe urmă la Curtea de Argeș, și am făcut așa o serie de vreo 12 emisiuni de televiziune pe care televiziunea le-a redat de vreo 3-4 ori fără să plătească în plus, dar n-are importanță, și aia mi-a făcut o reputație formidabilă. Și atunci domnul Lișanu zice, păi domnul Jumară, să-mi faceți din asta o carte. O carte din... Păi cum o să fac asta? Păi îmi trebuie 10 ani numai pentru notele de subsol? Nu, fără note, fără... O carte de istorie fără note de subsol? Iar am cedat, am luat casetele, i-am rugat să le treacă la mașină, să fie scrise la mașină de un tânăr student, și pe când bietul fratele meu murea la Paris de un cancer, eu la patul lui, în tren, în metroul de la Paris, scriam aceste scurte istorie a României. Și asta a avut foarte mare succes, pur și simplu fiindcă mai întâi, cum să zic, nu, e greu să mă laud eu singur, nu încerc niciun fel de, să știți că istoricii noștri au totuși o manie și înainte ca să invente americanii politically correct, la noi există această mentalitate. E lucruri care se pot spune și e lucruri care nu se spun din istorie. Eu zic că nimica nu e care să nu se spună. Că numai așa va fi cunoscută istoria românilor în străinătate. Când vom spune absolut tot ce credem că este adevărat și trăit și autentic. Atunci această istorioară pe care o spun, mai întâi cu un limbaj foarte deschis, foarte liber, ca și când ar fi o poveste, este mai cu seamă o istorie de o totală sinceritate, unde spun tot ce cred că într-adevăr s-a întâmplat în țara noastră. Și de aceea succesul este enorm, e într-adevăr cartea care se vinde cel mai mult și pentru care, v-am spus, tânăra Anca Dumitru, acum vreo aproape 10 ani, m-a luat ca să-l citesc eu însumi
vreo 12 episoade și cred că și răspândirea acestei casete face ca să se răspândească această carte. Așa că, încă o dată, mulțumesc, umanitate, că m-ați făcut cunoscut în toată țara și eu voi continua să lucrez cu dumneavoastră dacă mai am ceva în minte și dacă pot să mai scot o carte.